Stațiunea Băilegovâra, renumită pentru apele sale minerale cu efecte benefice în tratarea afecțiunilor pulmonare, dar și a alergiilor de tip pulmonar, este pentru al treilea an gazda acestei școli de vară organizată în special pentru studenți și medici tineri care vor să se specializeze în domeniul recuperării respiratorii. Aceștia au avut astfel ocazia ca timp de 3 zile să participe la cursurile și atelierele organizate de specialiști în domeniul recuperării medicale, pneumologie, cardiologie și alte specialități conexe, dar și să învețe abordări noi în recuperarea medicală și tratament afecțiunilor respiratorii. Avem invitați și oameni rezidenți care s-au înscris la cursurile școlii noastre de vară din toată țara, de la Suceava, de la Brăila, de la Spitalul din Vălenii de Munte, de la Cluj, de la Timișoara. Avem și de la Spitalul Elias rezidenți care vin aici ca medici în formare, rezidenți de recuperare, medicină și recuperare fizică, care sunt interesați să recomandă și tratamentele balneare. Efectele benefice și de durată, deci pe termen mediu și lung, ale tratamentelor balneare sunt obținute numai dacă, numai prin aplicații seriate, da? Deci, care determină eficacitatea finală a acestora, iar aceste efecte pe termen mediu și mai lung sunt nu numai suma efectelor individuale, ci mai degrabă sunt aduse de anumite schimbări fundamentale în sistemul nostru nervos autonom. Școala de vară de la Băilegovâra este organizată de filiala Cluj a Asociației Române de Balneologie și Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca, în colaborare cu Clusterul Regional Balneoturistic Transilvania și unități balneare partenere din Băilegovâra și Băile Olănești.